am fost la rugul aprins. Și totul a fost bine, totul s-a primit așa cum ar fi trebuit. Ne-am bucurat, acolo a fost bucurie mare. Iar fratele Sami, fiul fratelui Caba, a spus, văd aici gânzi îngerești, care cu fiecare la plecare se va duce câte o gardă îngerească. Vă spun, frați și surori, a fost o minune. Și noi eram implicați, poate nu, poate prin spitale, poate morți, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Ne-am rătăcit la plecare și am intrat pe un drum forestier. Și n-am mai găsit drumul pe unde trebuia să la ieșire. Era una noaptea. Și am zis, Doamne, acum ce facem? Pe unde ieșim? Cum ieșim? Ce facem? Unde găsim drumul spre șosea? Vă spun că nu știu de unde a apărut un om. Nu știu, că nu l-am, n-am văzut de unde a ieșit. N-am văzut și am întrebat doar că pe unde-i drumul? Pe unde să ieșim? Și ne-a explicat omul acela. Și când am ajuns la șosea, o coadă mare, un rând, un șir, așa, și nu știam ce se întâmplă, numai mașini, numai... Am văzut salvări, am văzut poliție și nu știam ce să petrece. Zic, aici numai un accident a fost. Și fiul meu, cel mare, a zis, mamă, gândește-te că noi eram implicați în accidentul ăsta. Dar Domnul a trimis gărzi îngerești ca să ne ocrotească și nu s-a întâmplat nimic. Și mai o mărturisire. Acum 3 săptămâni am venit la Deta, la rugăciune la sora mea. Și eu, când am ajuns acasă, am sunat la soțul meu, a venit el după noi și ne-a dus acasă. Când am coborât din mașină, am zis, Cristi, mi-o amărțit mâna dreaptă. Dar de la cot în jos, n-am mai simțit-o, tot mai tare, tot mai tare. Am ajuns, el a plecat înapoi la lucru, zice, poate ai stat rău cu mâna. Am ajuns la ușa de la hol, nu puteam să țin cheia în mână, să deschid ușa. Mi-a scăpat cheia din mână direct. O lua Diana cheia de jos, o deschis ușa. Ne-am intrat înăuntru în cameră, m-am așezat pe pat și deja nu mai puteam să vorbesc. Am început să nu mai pot să vorbesc. Pur și simplu nu mai puteam să rostesc un cuvânt. Și-a venit Diana, mamă, ce-i baiu, ce îi, repede a sunat Gabriela la maică-mea, a venit și maică-mea acolo, taică-miu, a sunat la Cristi, hai la spital. S-a întâmplat ceva. Când am ajuns la spital, mi-au băgat o perfuzie, nimic, că nu se poate să stăm cu ea așa, la Timișoara, la urgență. Dar eu acasă, adevărul, nu puteam să vorbesc. Dar vorbeam cu Domnul Lim. Nu știu cum, în sufletul meu, în mintea mea, nu puteam decât să rostesc cuvintele Domnului. Și așa m-am bucurat, am zis, măcar asta pot să fac. Măcar asta pot să fac. Și am ajuns la spital Adeta, de acolo la Timișoara. Și în salvare tot așa, tot vorbeam cu Domnul în continuu, la Timișoara deja mi-am revenit, mi-au făcut o perfuzie și acolo, mi-au făcut tomografie, eu înainte de aia cu vreo 2-3 săptămâni am făcut un remeneu și așteptam să-mi vină remeneul după vreo 2 săptămâni, așa, 10-14 zile. Și în momentul ăla, verișoara mea, care este aici medic la pediatrie, a sunat acolo unde am făcut remeneu să mi-l trimită la județean, dar între timp mi-au făcut și tomografie acolo. Nimic nu mi-a ieșit, nici o recidivă, nici nimic. Slavă. Dar bine, asta a fost spre slava Domnului să văd minunea lui Dumnezeu care s-o petrecut. Slavă. Doar ce masă-ți mulțumesc.
viață din izvor ceresc, lumină în ochii ce privesc. Îți mulțumim, că Tu ne dai, iar noi primim. Îți mulțumim, acum și în veci. Acum și vezi.